Bună, sunt Alexu și după cum vedeți, astăzi suntem în bucătărie. Vă voi arăta ce mănânc într-o zi pentru a putea slăbi și nu doar câteva idei de mese, ci un meniu întreg. Așa că haideți să vedem! Pentru micul dejun vom face două ochiuri și vom munce puțin tigaia cu ulei. Lăsăm foarte puțin să se încălzească și apoi adăugăm ouăle. Ca să se facă foarte bine, vom pune capacul. Bouăle sunt gata și prin faptul că am pus capacul s-au făcut și deasupra. Și nu a trebuit să punem prea mult ulei. Peste ouă voi pune și puțină sare. Puteți mânca sare când sunteți la dietă. Se va regla singură retenția de apă dacă veți bea suficientă apă. Să zicem 2-3 litri de apă pe zi. Și o vom mânca cu legume. Și avocado. Avocado este foarte, foarte bun pentru că reduce inflamațiile din corp și în perioada de slăbire, mai ales din cauza febrei musculare, inflamațiile sunt mai puternice, așa că avocado ne ajută să le reducem. Această masă o vom mânca cu crackeri integrali. Sunt foarte bune acești crackeri, au și 22 de grame de fibre pe 100, așa că noi vom mânca 2 crackeri. Acest meniu este calculat undeva la 1300 de kilocalorii pe zi și vă ajută să vă păstrați masa musculară, are un pic mai multe proteine decât în mod obișnuit și vă ajută să vă păstrați masa musculară în timp ce slăbiți. După masă, cel mai bine merge o cafea, nu are calorii, voi folosi puțin lapte de migdale. Eu de obicei folosesc lapte normal, dar pe acesta l-am luat ca să fac budinca de chia, pentru că budinca de chia nu merge făcut cu lapte normal. Și voi pune puțin lapte și puțin o pastiluță de îndulcitor. Nu trebuie să vă calculați cafeaua asta, nu are calorii, așa că este perfectă. Dacă vă puneți zahăr, se vor schimba caloriile și dacă folosiți sirop din acela de caramel sau așa, caloriile vor crește și atunci, da, va trebui să vă treceți și cafeaua pe care o beți. Haideți să mergem! Pentru următoarele două mese voi avea nevoie de câte 100 de grame de piept de pui și îl voi găti pe totodată. Am condimentat puțin puiul, l-am dat cu foarte puțin ulei de măsline și acum îl vom pune în tigaie. Puiul, după cum vedeți, este tăiat în bucăți foarte mici, ca să se facă foarte repede, să fie fraged și suculent. Puiul trebuie făcut la foc mare și cam așa arată când este aproape gata. Îl mai las vreo 2 minute și apoi voi monta lichia. Am cântărit separat 100 de grame de pui și 100 de grame de fasole și trebuie să încălzim aceste fasole. Meu preferat de lipie este acesta de la Mission, Multigrain, și îl găsiți de obicei în Carrefour la zona frigiderelor. Și ca să aibă un gust mai bun, voi încălzi puțin lipia. Toate ingredientele necesare și am și puțin sos. Este un sos făcut cu usturoi, ierburi, o linguriță de ulei de măsline și iaurt. Fiind făcut cu iaurt, are foarte puține calorii, dar este chiar gustos. Așa. Pun și puțin salată, din salata pe care o vom face la masa următoare. Castraveți la oțet. Aceștia sunt opționali dacă vă plac. Și mixul cu fasole și piept de pui. Am loc? Perfect! Am căput. Cum cealaltă cafea am împărțit-o și cu Angel, mi-am mai făcut una, acum că am ajuns acasă și vreau să mă apuc de treabă. Și rețeta este aceeași, puțin lapte și o pastiluță de îndulcitor. Laptele acesta de asemenea puteți să-l folosiți dacă aveți probleme cu intoleranța la lactoză. Aceasta este masa dinaintea antrenamentului și vreau să fac o cremă, dar să fie mai de vară, să fie rece. Și voi face o porție dublă pentru că vom mânca și Angel.
și pun 300 de grame de iaurt, iaurt grecesc cu 2% grăsime. Și am aici fructe congelate, eu le-am luat din Carrefour și le-am și pus la congelator pentru iarnă, dar deja le folosesc. Și vom pune 300 de grame de fructe. Am murei și căpșuni. Bun, și voi pune și puțin îndulcitor lichid. A trebuit să mut totul într-un blender pentru că nu aveam suficient loc acolo. Și să vedem ce iese. Are o consistență foarte faină. De înghețat aproape. Perfect. Și adăugăm și 30 de grame de fulgi de ovăz. Ultima masă este foarte simplă, va fi o salată cu pui. M-am gândit că la acest meniu să nu gătim foarte mult, așa că după cum ați văzut, puiul l-am gătit la masa anterioară și acum îl folosim pe cel care a rămas. Avem nevoie de salată. Aceasta este deja spălată și ruptă. Voi pune 2 linguri de sos. Amestecăm. Acum puteți la această salată să adăugați ce legume vă plac. Mie îmi plac foarte mult roșiile. Aici am castraveți, ardei și puțină ceapă. Și 100 de grame de piept de pui. Este o masă destul de consistentă, are proteine, are fibre de la legume, așa că poftă bună! Am terminat cu mesele pe ziua de astăzi, înainte de culcare îmi voi face doza de colagen. Aceasta nu crește caloriile sau nu schimbă cu nimic. Așa arată un meniu de 1300 de kilocalorii. În mod obișnuit, în perioada de slăbire, mănânc între 1400-1500 de kilocalorii, dar acum sunt pe final cu slăbitul, așa că am micșorat puțin caloriile. Dacă vreți să vă calculați caloriile, puteți să intrați pe fitness-nation.ro/calculator. Iar dacă vi se pare complicat să vă calculați caloriile, acest meniu sper că vă poate ajuta să vă dați seama cam cât ar trebui să mâncați într-o zi, să nu vă fie foame la dietă. După cum ați văzut, este destul de multă mâncare, dar este calculată și vă ajută să slăbiți. Deci, după cum ați văzut, timpul este minim în bucătărie, așa am și încercat să fie, să fie gustos și să nu petrecem foarte mult timp în bucătărie. Sper că v-a plăcut și v-a ajutat de acest video. M-ar ajuta tare mult un like și nu uitați să vă abonați dacă vreți să vedeți următoarele videouri. Vă pup!